dimineața, bine revenim la o nouă conferință de presă. Așa cum știți, în cursul lunii iulie am fost prezent pe teren la mai multe, în mai multe cartiere, acolo unde am luat apas toate zonele din municipiul Roman. Am rezolvat punctual câteva din problemele care puteau fi rezolvate pe loc, câteva au fost programate pentru această toamnă și altele pentru lista de investiții de anul viitor. De asemenea, o promisiune mai veche și pe care am reușit să o onorăm începând din acest weekend, care tocmai s-a încheiat, este referitor la inaugurarea sau introducerea unui nou traseu de transport public local. Discutăm de traseul care vine și în sprijinul cetățenilor din cartierul Danubiana, cartierului Povenesc, și face legătura cu celelalte trasee de pe raza municipiului Roman, practic punctul de legătură fiind zona hotelului din Roman, acolo unde orice pasager care deține un abonament poate ajunge în orice zonă a municipiului Roman. Acest ultim traseu, care pleacă din Danubiana, de la Colegiul Tehnic Danubiana, în timpul săptămânii la ora 5:30, iar în weekend, sâmbătă și duminica, la ora 6, și ultima cursă se va efectua cu plecare la ora 21:10 de la Carrefour către capătul de linie. Intervalul orar va fi de 15 minute și, de asemenea, am vorbit cu operatorul de transport și în perioadele mai aglomerate, 7:30, s-a încercat suplimentarea curselor și vedem cum funcționează și cu acest număr mai ridicat de curse în perioadele aglomerate. De asemenea, tot în acest weekend, sâmbătă, cu ocazia Săptămânii Mobilității Urbane, Primăria Municipiului Roman a organizat și crossul tradițional. Suntem deja la 12-a ediție a acestui cross. Sprijinim mișcarea în aer liber și vom genera în continuare cât mai multe activități care să insufle cetățenilor municipiului Roman ideea de mișcare, astfel încât cu toții încetul cu încetul să conștientizăm faptul că mijloacele de transport alternativ să constituie o soluție viabilă. Pentru această săptămână mi-am propus și deja am programat pentru miercuri la ora 12 o nouă întâlnire cu proprietarii și cu proiectantul de la linia de cale ferată, acolo unde ne apropiem de finalizarea devizului și doresc să mai aduc încă o dată proprietarii de linii la discuții pentru asumarea sumelor din deviz, astfel încât și această lucrare, care chiar dacă nu este de competența Primăriei Municipiului Roman, să încercăm să căutăm soluții legale, să aducem la un numitor comun cei patru proprietari de linii, dacă vreți, printre care și CFR-ul, și să încercăm definitivarea acestui proiect. Urmează etapa de obținere a avizelor, practic cred că toată iarna se va umbla după avize, dar sper eu ca în primăvara anului viitor să avem toată documentația necesară finalizată și să putem să eliminăm două din cele trei linii, să rămână o singură linie reabilitată și care să elimine acest inconvenient. De asemenea, v-am informat mai de mult și sunt în măsură deja să vă aduc la cunoștință primele rezultate ale acestei campanii de îndepărtare a autovehiculelor uzate de pe domeniul public. Până în momentul de față, 17 autoturisme au fost identificate, proprietarii au fost somați să
le ridice de pe domeniul public. În 7 dintre aceste cazuri, deja mașinile au fost îndepărtate de bunăvoie de către proprietari. În celelalte 10 cazuri, proprietarii se află în perioada termenului de somație. În caz contrar, așa cum am anunțat și public, aceste mașini vor fi ridicate de pe domeniul public, vor fi duse la platforma păzită de pe strada Ogoarilor a primăriei municipiului Roman și în termen de 30 de zile, dacă nu vor fi revendicate de către proprietari, vor putea fi valorificate de către autoritatea publică locală conform legii, intrând în proprietatea statului. De asemenea, se lucrează pe toate șantierele pe care le avem deschise în momentul de față la Roman. În cartierul Lipovenesc se lucrează la branșamente și la rețeaua de gaigere de pe strada Nicolae Bălcescu și o veste bună, joi s-a predat amplasamentul către firma care a câștigat licitația pentru realizarea terasamentului pentru asfalt și trotuare. De astăzi, de vineri, de fapt, sunt utilajele venite în municipiul Roman. De astăzi ar trebui să intre în cartierul Lipovenesc, începând cu strada Avram Iancu și fundătura Crișan, urmând ca în decursul de o săptămână jumate să intre și pe tronsonul de stradă Nicolae Bălcescu până la intersecția cu strada Ile Caragiale, astfel încât să aibă suficient front de lucru și în sfârșit să asfaltăm și acest cartier Petru Rareș. De asemenea, se lucrează în cartierul Nicolae Bălcescu la ansamblul de străzi Tinosului, Mărului, Ogniței și Pescarilor, plus berteaua de legătură între strada Ogniței și strada Lupeni, care de asemenea vor fi modernizate. Și suntem în ultimele etape de obținerea vizelor pentru cealaltă parte a cartierului Nicolae Bălcescu, în ceea ce privește efectuarea lucrărilor de realizare a rețelelor de preluare a apelor pluviale și ulterior asfaltarea și realizarea trotuarelor și pe aceste străzi. În parcul Jora deja se lucrează la partea de trepte și urmează toaletele. O veste bună în ceea ce privește lucrările de pe strada Mihai Viteazu, acolo unde direcția municipală locată a finalizat lucrările de realizare a rețelelor de ape pluviale și a canalizării pe segmentul de drum care nu avea aceste facilități. E vorba de segmentul cuprins între strada Ștefan cel Mare și strada Chimiei, ceea ce ne duce cu gândul spre Consiliul Județean. Noi ne-am îndeplinit partea de obligație pe care ne-am asumat-o. Mai departe urmează să finalizăm spre sfârșitul acestei săptămâni și procedura de licitație publică pentru realizarea trotuarelor, astfel încât, din punctul nostru de vedere, dacă se vor repartiza sumele din impozitul prevenit la dispoziția Consiliului Județean la sfârșitul acestei luni, încă din luna octombrie, la începutul lunii octombrie, primăria municipiului Roman este capabilă să înceapă lucrările într-o primă etapă la partea de borduri și ulterior, spre sfârșitul lunii octombrie, Consiliul Județean să vină cu stratul de asfalt pentru asfaltarea în totalitate a acestei străzi. Din discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții Consiliului Județean, la licitația de pe data de 16 septembrie s-au înscris ofertanți, ceea ce înseamnă că există toate premisele ca această lucrare să fie adjudecată și ulterior realizată. Direcția Municipală Locato va intra, începând de săptămâna viitoare, la realizarea canalizării de pe strada Jora, acolo unde va trebui să racordăm atât cele două toalete din parcul nou amenajat, parcul Jora, cât și locuințele și imobilele care sunt în zonă. Ca o apreciere personală pot să mă declar mulțumit de activitatea pe care a desfășurat-o Municipal Locato și de avantajele economice pe care le-am avut prin transformarea
acestei direcții din societatea comercială, în sensul în care economiile la buget realizând aceste lucrări au fost considerabile, având în vedere toate acele cheltuieli indirecte care trebuiau suportate de către primărie, plus TVA-ul, spun eu că am reușit să facem economii considerabile la bugetul local prin transformarea societății municipale locate în direcție și implicit care poate presta aceste activități către primărie. De asemenea, se lucrează la trotuarele de pe strada Petru Rareș, segmentul cuprins între Miron Costin și Sucedava. Deja s-a început și pe strada Miron Costin la îndepărtarea bordurilor vechi și montarea bordurilor noi, astfel încât și această stradă să fie reabilitată în totalitate. De asemenea, se lucrează și pe strada Primăverii la turnarea stratului suport și la bordurare, urmând ca probabil din această săptămână să înceapă și montajul pavelor, după care se va interveni pe strada Bogdan Dragoș, începând de la pod spre Banca Comercială Română. Așa cum am anunțat și public, au început și lucrările la parcul Zăvoi. S-a trecut de etapa organizării de șantier și deja au început lucrările efectiv în acest nou proiect cu finanțare europeană, astfel încât din acest punct de vedere spun eu că se lucrează pe toate șantierele din oraș. De asemenea, și în pietonal se lucrează într-un ritm destul de susținut și cred eu că în acest an ne vom apropia cel puțin partea de terasament să fie finalizată în totalitate, alături de scări și de acele pasarele să fie reabilitate în totalitate. De asemenea, iarăși o altă veste, în special pentru locuitorii din cartierul Nicolae Bălcescu, dar nu numai. Joi, vom programa joi 26 septembrie, avem programată predarea amplasamentului către firmele care au câștigat licitația pentru extinderea rețelelor de gaze naturale. Sperăm ca în această toamnă, după obținerea tuturor avizelor necesare, să demarăm și aceste lucrări pe care noi le-am propus încă din primăvara acestui an. Însă procedurile birocratice au amânat foarte mult începerea lucrărilor. Avizele de la EON în special durează destul de mult, dar încercăm să purtăm discuții pentru a urgenta obținerea acestor avize. De asemenea, în ceea ce privește Spitalul Municipal de Urgență Roman, așa cum bine știți, în acest an am reușit să atragem sume considerabile de bani de la Ministerul de Sănătății, de la Consiliul Județean, pentru finanțarea aparaturii medicale. În acest an o sumă record cred că vor fi cheltuite pentru aparatură medicală. De la Ministerul Sănătății circa 32 de miliarde de lei vechi. De asemenea, din bugetul propriu al Spitalului Municipal de Urgență se vor mai realiza lucrări și se vor mai achiziționa aparatură de peste 2 milioane de lei noi, 20 de miliarde, ceea ce înseamnă că în acest an Spitalul Municipal de Urgență Roman va cunoaște și se va îmbunătăți cu o infrastructură medicală de calitate. Deja au apărut primele echipamente medicale, este vorba de aparate de anestezie generală, un aparat de înaltă performanță de monitorizare cardiovasculară avansată se află deja instalat în sala de operație chirurgie generală și se folosește pentru intervențiile chirurgicale de lungă durată, iar alte 4 aparate de anestezie standard sunt instalate în sala de operații de la ortopedie, traumatologie, chirurgie infantilă, orele și obstetrică, sala cezariene. La sfârșitul săptămânii trecute am anunțat intenția ca împreună cu operatorul Fly Corsair din Bacău să
realizăm un serviciu de pulverizare aeriană pentru dezinsecție în vederea combaterii populațiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile, însă, din păcate, sâmbătă dimineață temperaturile au fost foarte scăzute, cel puțin în zonele limitrofe municipiului Roman, acolo unde avem programate astfel de acțiuni, temperaturile erau de minus 0,5 grade, ceea ce a făcut imposibilă desfășurarea acestei activități. Vom anunța în cursul acestei săptămâni ziua în care vom acționa. Cel mai probabil vom aștepta undeva în jurul orei 9 să declanșăm această acțiune, având în vedere faptul că mare parte din acțiunea de pulverizare privește zonele limitrofe, zonele de pe marginea râului Siret și Moldova, zona parcului și în zona centrală doar cele două parcuri de aici, de la primăria municipiului Roman, și nu vom afecta sub nicio formă buna desfășurare a celorlalte activități din oraș. O altă veste bună pe care am anunțat-o public încă de săptămâna trecută este o nouă recunoaștere a meritelor municipiului Roman și implicit a activității colegilor mei din primărie. Municipiul Roman a fost premiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul conferinței Rețeaua Campionilor în domeniul integrității, alături de municipii mult mai mari și cu o destulă transparență în ceea ce privește activitatea publică, și aici mă refer la Cluj, Alba Iulia, Iași, Suceava, și municipiul Roman a fost premiat, a primit chiar și un voucher de participare la Congresul Internațional Smart City, care va avea loc la Barcelona în luna noiembrie. Un coleg de-al meu de la primărie cel mai probabil va fi prezent la acest eveniment pentru a reprezenta Romanul. Două dintre proiectele pe care noi le-am depus au fost premiate de Ministerul Dezvoltării. E vorba de proiectul Să ne ascultăm și de proiectul Romașcanii Decid, evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional, ceea ce înseamnă că modelul nostru de bună practică este recunoscut la nivel național și vom continua aceeași manieră de comunicare cu cetățenii municipiului Roman pentru ca problemele acestora să fie rezolvate. În final, mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din informațiile mai importante pe care le-am constatat cu ocazia vizitei mele în cele trei țări din Scandinavia. De altfel, un raport și o informare asupra activității l-am depus deja de vineri la Consiliul Local și se află ca și proiect pe ordinea de zi pentru informarea Consiliului Local. Cred eu că a fost o experiență destul de utilă în ceea ce privește activitatea din administrația publică din nordul Europei. De multe ori mi se dădeau exemple cu ceea ce se întâmplă în nordul Europei și primeam întrebări de ce nu putem să facem și noi la fel. Și am aflat câteva răspunsuri la aceste întrebări pe care și eu la rândul meu le-am pus acolo. În primul rând este vorba de o legislație favorabilă pe de o parte incinerării deșeurilor și obținerii de energie termică, în special din incinerarea deșeurilor, ceea ce în România, din păcate, este interzis prin lege. De asemenea, este vorba și de o eficiență, pentru că ne-a interesat foarte mult și eficiența unui astfel de sistem. În țările nordice există obligativitatea ca toți cetățenii să fie racordați la rețeaua de termie, nu există permisiunea racordurilor individuale sau a surselor individuale de încălzire. Întreaga energie termică este generată de arderea deșeurilor și mai mult decât atât există niște costuri destul de semnificative în condițiile în care
doar pentru accesibilitatea la rețea să plătește o sumă fixă de bani și consumul este plătit separat. Practic, întregul sistem de livrare a energiei termice presupune niște costuri destul de însemnate pentru cetățeni. De asemenea, este foarte important de văzut eficiența unui sistem în țările de la mijlocul Europei sau mai din sudul Europei. În genere, cam 8 luni pe an, aceste orașe din nordul Europei ard deșeurile, ceea ce înseamnă că livrează energie termică în toată această perioadă, bineînțeles, și temperaturile sunt diferite. În Norvegia, spre exemplu, având un surplus foarte mare de energie termică, de multe ori se eliberează energia termică rezultată în aer. Chiar mi s-a spus foarte plastic, e pentru păsări. Pur și simplu se eliberează în aer această energie termică în surplus. În Helsinki însă au o suprafață foarte mare de câteva sute de hectare unde se află acest centru de colectare a deșeurilor, în care toate deșeurile practic sunt depozitate acolo și ulterior cele pregătite pentru ardere sunt ambalate în saci și ulterior se livrează către stația de ardere care este situată în altă zonă. Ca principiu se unesc mai multe primării și-au realizat această rețea de furnizare a agentului termic. Sistemul este eficient doar în cazul orașelor mari, mi s-a spus foarte clar, în orașele mici se caută soluții alternative, însă cea mai mare n-aș putea o numi chiar frustrare, deși am avut un sentiment de amărăciune când am aflat în Finlanda s-a prezentat un municipiu, municipiul Vasa se numește, cu o populație de 67.000 de locuitori, un municipiu foarte asemănător cu municipiul Roman, din punct de vedere al dinamicii economice, din punct de vedere al populației. Să aflu că un astfel de municipiu are un buget de 555 de milioane de euro, dintre care aproape jumătate din bani provin din taxele și impozitele locale, un sfert din această sumă provine din cotele de impozit de la guvern și celălalt sfert provine din profiturile și veniturile realizate de companiile la care municipalitatea este acționar și acolo în toată Scandinavia există această legislație care le permite municipiilor să își facă firme de dezvoltare imobiliară inclusiv și toate proiectele de dezvoltare imobiliară și de realizare a rețelelor se realizează prin intermediul acestor companii în care primăria este acționar. E o chestiune de legislație, e drept că aceste vizite ar trebui făcute nu numai de primari, ar trebui făcute și de guvernanți, pentru că, în principal, guvernanții sunt cei care trebuie să dicteze o anumită politică la nivel național, așa cum, de exemplu, în Norvegia există o politică foarte strictă în ceea ce privește mediul înconjurător. În Norvegia s-au instituit taxe pentru înmatricularea mașinilor foarte mari, practic aproape jumătate din valoarea unei mașini se duce pe taxele de înmatriculare. O mașină, să spunem, undeva în jur de 15-20.000 de euro plătește o taxă de înmatriculare de vreo 8-9.000 de euro. Iar un SUV plătește o taxă de vreo 40-50-60.000 de euro. Ceea ce înseamnă, și aici mă refer doar la taxele care trebuie plătite către statul norvegian, iar din anul 2023 Norvegia, la nivel de stat, interzice în totalitate vânzarea altor mașini decât cele electrice.
E o politică pe care momentan doar Norvegia și-a asumat-o de o asemenea manieră radicală, celelalte state din Scandinavia încă nu, deși încurajează pe cât posibil consumul cât mai redus al dioxidului de carbon, dar mai mult decât atât, Oslo, capitala, a introdus și acea taxă de acces în oraș. Practic orice cetățean al Norvegiei, dar și al capitalei Oslo, de câte ori iese și intră în oraș, trebuie să plătească o taxă. Până la 1 iunie anul acesta, cei care aveau mașini electrice nu plăteau deloc. De la 1 iunie le-a introdus și lor, ei practic încearcă să descurajeze pe cât posibil traficul auto în capitală și vă spun că acest lucru s-a văzut. Cel puțin traficul în Oslo este destul de lejer. În schimb, în celelalte capitale, Stockholm și Helsinki, traficul este destul de aglomerat. Cam acestea au fost informațiile pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. În rest, mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ce se poate aplica la Roma din ce ați văzut în cele trei țări, concret? Există vreo idee cât de mică care poate fi aplicată? Sigur că această experiență a fost utilă în primul rând prin prisma înțelegerii sistemului din nordul Europei. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult și apropo de colectarea selectivă a deșeurilor a fost unul dintre principalele puncte pe care pe mine m-a interesat în mod deosebit. Dacă să spunem în ceea ce privește furnizarea centrului termic, municipiul roman nu mai are o problemă în sensul în care toate locuințele sunt racordate la sistem individual de încălzire. Partea de colectare a deșeurilor m-a interesat cel mai mult. Am întrebat în primul rând cum stau ei cu colectarea selectivă, știut fiind că sunt niște țări destul de civilizate. La Oslo mi s-a spus că undeva în jur de 20-22% este procentul de colectare selectivă, ceea ce mi s-a părut destul de mic. În Stockholm undeva în jur de 25-28%, iar paradoxal în Helsinki undeva în jur de 35%. Sincer ca să fiu, la Helsinki mi s-a părut un pic cam camuflat față de ceea ce am văzut eu acolo, dar nu mă pot pronunța. Cel mai important însă m-a interesat să văd sistemul de platforme gospodărești din țările nordice. Sistemul este unul mixt, în condițiile în care, la fel ca și la noi, la locuințele individuale există acele pubele individuale. La nivelul condominiilor au un sistem oarecum mixt, în sensul în care condominiile mai mici au preferat să aibă tomberoane mai mici, respectiv unde sunt condominii mari, aceste containere stradale, fiecare pe categorii și nu cu cartelă, nu subterane, nu supraterane, închise și așa mai departe. Dar e evident că vorbim și de o altă civilizație în zonă, însă ce mi-a plăcut cel mai mult și deja le-am spus și colegilor mei în ședința operativă de astăzi, ca în condițiile în care vom avea planuri de dezvoltare sau de construirea unor imobile, a unor blocuri pe raza municipiului roman, ca obligativitate prin certificatul de urbanism și autorizarea de construire, deja să se construiască aceste platforme subterane de colectare a deșeurilor, lucru pe care îl fac și ei de altfel, odată cu dezvoltarea unor noi cartiere, unor noi centre, introduc această obligativitate tocmai pentru a elimina din disconfortul vizual și, bineînțeles, și de estetică, dar și de practicitate al acestor containere supraterane. Cum ați perceput dumneavoastră că a fost marcată European Mobility Week în țările în care ați fost? Nu am văzut mesaje publice din acest punct de vedere, nici campanii. Pe parcursul zilelor în care am stat acolo și chiar ne-am întâlnit cu viceprimari, viceprimarul Helsinki, că acolo ne-am aflat în această perioadă, și cu viceprimarul din Stockholm, nu ni s-au adus la cunoștință astfel de manifestări.
Noi la Roman la fel ca în fiecare an. Nu, 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 nu. Eu, în ceea ce mă privește pe mine, vă pot spune că am participat din plin la aceste manifestări în condițiile în care am mers foarte mult pe jos. Da. Rezultatele acestui chestionar pentru care primăria municipiului Roman a fost premiată la minister în urmă cu câteva zile au fost făcute publice în 2017. Eu știu că se centralizează și se publică pe site în fiecare an. Și la fiecare 6 luni noi facem. Sigur. Da. Legea Romania a fost săptămâna, sâmbătă trecută mai precis, și din Roman doar mușatinii s-au implicat, care au fost sprijiniți din partea primăriei de către doamna Irina Scurța. La fel ca în fiecare an. Da. Având în vedere cantitatea de deșeuri pe care au colectat-o și ei au luat doar o porticică din oraș, că nu puteau să cuprindă din tot. Credeți că s-ar impune poate o campanie similară făcută în Roman? Acum știu că... Sigur, noi am mai făcut și știți foarte bine că și în primăvară facem astfel de campanii și sigur că vom mai face. Nu ne vom opri aici. Casa Celibidache am văzut că ați trecut-o pe ordinea de zi pentru ședința de joi și în expunerea de motive vorbind de fonduri norvegiene, să înțeleg ce de la Cijenea. Nu, a fost discuția pe care știți că am purtat-o. Proiectul de hotărâre era deja pregătit și va merge în forma aceea. Practic, în referatul meu de aprobare se face discuție și de această oportunitate, însă ultimele discuții pe care le-am avut săptămâna trecută și pe care vi le-am comunicat au relevat faptul că și Consiliul Județean urmează la ședința ordinară din această lună să-și actualizeze documentația, iar în luna octombrie se va da avizul tehnic de la Comisia Tehnică, după care, în mod normal, urmează ordinul de ministru pentru a declanșa procedurile de licitație publică pentru proiectare și execuție. Practic, este un proiect ajuns într-un stadiu foarte, foarte avansat și de aceea sunt, practic, ultimele formalități pe care trebuie să le facem. Mulțumesc! Spus că miercuri o să aveți o întâlnire cu părțile implicate pentru, a spus, 4 părți. Da, păi, acolo sunt 3 proprietăți, 3 persoane juridice private plus CFR-ul. Și ce înseamnă mai exact asumarea financiară? Păi, în momentul în care am demarat cu acest proiect, știți foarte bine că la început se purta discuția doar a reabilitării celor 3 linii, însă noi am constatat că de-a lungul timpului, indiferent cât de bine au fost făcute aceste lucrări, având în vedere valorile de trafic de pe DN285, faptul că sunt 3 linii creează întotdeauna o problemă în ceea ce privește rezistența strailului. Am luat ca exemplu celelalte treceri la nivel calea ferată și, dacă vreți, cel de la podul Iloaiei spre Iași, unde de asemenea sunt volume foarte mari de trafic, cel de la Mărășești, cel după Bacău, îmi scapă exact denumirea, practic sunt vreo 3 pe DN2 care sunt constituite dintr-o singură linie și nu au problemele de stabilitate pe care le au cele de la Roman. Practic, în momentul în care tirurile mari intră în acest balans, acolo se generează aceste rupturi ale șuruburilor care țin strailul. Și atunci propunerea care a venit la vremea respectivă a fost aceea de eliminare a 2 dintre linii și realizarea unui sistem de macaz pentru fiecare proprietar în parte. Ori aceste costuri trebuie să și le asume fiecare în parte, practic, noile sisteme de racord către proprietățile lor. Mulțumesc. Dacă îmi permite, da, vă rog. I-ați răspuns colegului meu și ați spus așa, având în vedere valorile mari de trafic de pe DN2, există un studiu de trafic? Nu există un studiu oficial, nu am făcut noi și nici nu stă în măsura noastră să facem astfel de studii, le face CNAIR-ul, însă cred că este evident pentru fiecare dintre noi, cel puțin noi cei care conducem mașinile, e vizibil, e cu ochiul liber și mai ales... Da, curioasă, nu există, nu. Aici doar CNAIR-ul dacă are ceva. CNAIR-ul a spus că pentru... că acest segment de drum este în subordinea primăriei. Nu, stați așa un pic. Noi vorbim de DN285, nu vorbim strict de cine trece pe calea ferată. DN285 e tot
Asta este adevărat, doar da. Că și CNAIR-ul face măsurătorile în anumite puncte, nu le face... Păi să le... Da, dar în momentul în care mi-ar face... Am întrebat dacă a făcut undeva în zona municipiului Roma și așa mai departe și a zis da. Că... Bun, dar eu întreb altceva. Dar dacă ar face în extra... Dar nu vorbim de străzi. Dacă ar face în extravilanul, nu știu, a comunei Horea sau a comunei Săbăoan sau la Castel de Apă, implicit se reflectă și pe traficul din Roma. Nu... Știu că în trecut astfel de lucruri s-au mai făcut. Dacă nu mă înșel, cred că acum de 5 ani, dacă mi-aduc bine aminte, în afara comunei Săbăoan, chiar în zona Castelului de Apă, mi-aduc aminte că erau niște agenți de la CNAIR și întrebau sau monitorizau traficul. Sunt amintit vorba de fost județean. Care mai e situația cu stabilitatea? Am spus în conferință, din punctul nostru de vedere, dacă în această lună ne alocă sumele de bani, spre sfârșitul lunii octombrie ei deja pot turna asfaltul, bineînțeles dacă termină și ei procedurile de evaluare a ofertelor. Păi nu, depinde. Depindem tot de ei pentru că trebuie să punem bordurile prima dată. Adică nu facem trotuarul, asfaltul și după aia. Da, va fi. Avem un proiect de hotărâre pentru cele două organizații de pensionari. Și vă remarc, nu știu dacă a fost identificată, dar și la noi, în zona acolo, sunt două rade de astea, una în Daci, pe care e un cancă și vă numește despre alea e un cancă. Păi vă rog să faceți o sesizare pe aplicație și colegii mei de la Poliția Locală, da? Așa. Ok, fără nicio problemă. Faceți o sesizare pe aplicație, colegii mei ori preiau și facem procedura. Este alea acolo, poate un trichit, e mai la jos. Nu, deci noi la orice sesizare, de-aia am și făcut public acest demers, tocmai în vederea primirii de sezări din partea cetățenilor. Interesul nostru este eliminarea tuturor acestor rable de pe raza municipiului. Vorbim de mașinile abandonate. Da. Am văzut pe dispozitivul ăla. Da. Îi face parte din cele 7. Tot de atâta vreme stau acolo și nu mai are rezolvare. Acum s-a rezolvat. Păi a venit proprietarul și l-a luat. A venit proprietarul. Da. Bun. Cineva din partea proprietarului, am reușit foarte greu să dăm de proprietar. Este plecat în străinătate. Facebook-ul, pe lângă părți rele, are și părți bune. Adică, vorbim de societate... Nu, noi știam o persoană fizică care ar fi avut acel tir. Am mers pe firul evenimentelor, colegii mei de la Poliția Locală au făcut, e mult spus, o anchetă, da? Au mers pe firul lucrurilor, au reușit să identifice cine era și am, cel mai important, că am reușit să-l și găsim. El n-a mai plătit nimic, adică așa la mașina acolo și gata, nu... Păi să plătească ce? Nu știu, faptul, nu știu, o parcare de 1 leu pe ură, dacă o puneți în Roma. Păi nu e parcare cu plată acolo, ce să plătească? Nu, cred. Deci nu, acum nu e încă de... Nu, nu. Revenind puțin la Roman, ați văzut încă un accident în zona aia pescării la tineretului Conferinta Micului? Încă unul, oamenii au început să spună, mă, frate, poate că e idee bună să punem un semafor. Pentru că vizibilitatea este zero de la pentru cei care vin spre Roman Vodă din Vale. Și nu au vizibilitatea aici să mergem dreapta. Vorbesc șoferii, nu vă zic eu. Păi nu, eu sunt și eu șofer și vă spun foarte clar că acolo nu e deloc lipsă de vizibilitate, e pur și simplu lipsă de atenție. În momentul în care punem un semafor acolo, am blocat circulația cel puțin la orele de vârsturi și mai ales în cursul dimineții. Părerea mea este că șoferii trebuie să respecte regulile de circulație, să oprească la stop, pentru că acolo avem stop. Este stop, care da. Dacă se oprește omul la stop, el nu vede nimic nici în stânga. Aici, aici vă contrazic și dacă vreți mergem împreună și vă demonstrez să vede total. Dar puteți vorbi cu persoana care eu nu pot să... Bun, și atunci ceea ce înseamnă? Că faptul că două persoane sunt neatente și celelalte totuși văd, care cum gândiți? Întrebarea care se pune este următoarea. Ce preferați dumneavoastră? Să se petreacă, să existe riscul la altor accidente sau să le prevenim? Întotdeauna mă interesează prevenția și am spus-o și am făcut tot ceea ce a fost necesar pentru prevenirea acestor evenimente, dar prevenția trebuie să vină și din partea conducătorilor auto. Respectarea semnelor de circulație este o obligație a conducătorilor auto și sunt convins că persoana care nu a acordat prioritate cred că a rămas și fără permis de conducere, cred că a plătit și amendă,
Deci eu prefer ca șoferii să respecte semnele de circulație. Prevenția este foarte importantă, însă nu trebuie să blocăm nici traficul în Roma. Am cer scuze, am eu o întrebare de da. Statul de la pescării în sus. Ce se poate face cu mașinile care stau parcate și transformă, adică la un moment dat sunt toate mașinile? Îngustează foarte mult. Acolo deci... noi deja avem prins o porțiune de parcare și, care prevede și consolidarea acelei parcări, aleea care intră dinspre Veronica Miclă și iese în strada Bogdan Dragoș, spre strada Calistrat Hogaș. E drept că acolo, în momentul de față, lipsa locurilor de parcare dintre blocuri generează o astfel de situație neplăcută. Noi sperăm că odată cu amenajarea acestei parcări acolo să reușim să mai deblocăm din mașinile care sunt parcate aici și ulterior să interzicem parcarea în zonă. Spuneți că la spital vor veni foarte mulți bani sau urmează să... Nu, deja sunt veniți, acum suntem în procedură de achiziție. Eu vă spuneam că deja au venit primele aparate. Întrebarea se referă la spital, mai puțin la finanțe. Bine, mă întreabă la anumiți oameni care au fost prin spital și au fost internați și n-au reușit să găsească un cabinet de stomatologie. Există în cazul în care ești internat în spital? Nu, nu, nu. Spitalul nu are așa ceva. Și nu există niciun spital municipal. Nu. Nu există așa ceva în cadrul spitalelor. Policlinicile Stopanul nu au legătură cu spitalul. Sunt separat policlinicile stomatologice. Am înțeles. Și ultima întrebare. Ați vorbit de bugetul orașului în care ați spus și așa? Vasa, da. 555 de milioane de euro, din care a spus jumătate era din taxe. Taxe și impozite locale, da. E un apropo? Nu, nu, nu. Eu v-am spus pur și simplu. Nu, nu, știți cum e? De multe ori ne raportăm la anumite localități, da? Și spunem, vai, uite că la ei au făcut aia, au făcut aia. Dar hai să ne raportăm și la bugetele lor. Despre asta era vorba. Niciun alt gând, stați după vista noastră, nu pricep la franceză. Monuson, ui. Ați fost acolo și am văzut și eu. Nu, nu am fost. Urmează să merg. Urmează? Da, dumneavoastră, dacă vă luați informațiile de pe Facebook, îmi pare rău, nu. Păi eu întotdeauna v-am spus, luați informațiile de la persoane autorizate, nu le mai luați de pe Facebook, că nu... Am înțeles. Dar atunci e și mai bine. Puteți să-i întrebați cu oamenii, cum reușiți să-și amenajeze malul? Da, având legislația la îndemână. Foarte simplu. Ceea ce ne luptăm și noi acum, încercăm să luăm în administrare digul de pe Moldova și ni se spune că e neconstituțional. E proprietatea statului și e inalienabil, da. Și acum căutăm alte soluții. Păi vedeți, vedeți și supărările mele? Mă înțelegeți acum? Când sunt supărat pe toate chestiunile astea. Da, mulțumesc. Da. O altă misiune, m-am internicit să pun întrebări și vă rog. Una, care este cantitatea de energie electrică pe care o produce microhidrocentrala de pe râul Moldova și dacă este adevărat că aceasta merge în pierdere? Câți angajați sunt, cui sunt aceștia subordonați, dacă energia produsă mai acoperă consumurile pentru instituțiile publice subordonate, Am înțeles. Am să vă rog pe dumneavoastră să rugați pe doamna Flora să ne facă o solicitare în acest sens și urmează să-i comunic în scris răspunsuri la toate aceste întrebări. Atunci nu le mai citesc. Păi depinde, nu? Haideți să vedem. Dacă sunt pe, la care pot să vă dau răspunsurile pe loc, la care nu... Care este termenul la care aveți programat procesul la Înalta Curte de Casație și Justiție referitor la incompatibilitate? Da. Undeva în luna noiembrie, nu știu exact data. 20 ceva noiembrie, dar nu știu exact. 3. Ce verdict estimați? Cu ce argumente v-ați pregătit apărarea? Da. Nu estimez absolut nimic în momentul de față. Apărarea mea în continuare se va baza pe două argumente. Una, din punctul meu de vedere, nu cred că există situație de incompatibilitate potrivit legii. Doi, mă voi apăra și eu pe o excepție a faptului că
sesizarea a fost făcută de un cetățean mort. Din anumite documente pe care le-am aflat cu ocazia unei plângeri penale pe care am făcut-o, se pare că la instanța de fond, la Curtea de Apel, ANI a trimis cam un sfert din dosarul care se află la, în alta curte. La parchet, când mi-am consultat dosarul, dosar care a fost cerut de la ANI, am constatat că am două bibliorafturi foarte mari. E clar că neavând la instanța de fond toate actele necesare pe care s-a fundamentat acest raport și neputându-mă apăra, voi declanșa o nouă acțiune pe tema asta, pentru că abia acum, cred că am mai puțin de o săptămână de când avocații au luat cunoștință de acest aspect și urmează să declanșăm o nouă acțiune, având în vedere noile elemente apărute. Restul mai departe, ce să vă spun, așteptăm pronunțarea instanței, de asemenea va trebui să vedem ulterior și modificările legislative care au apărut, pentru că, uitându-mă la practica judiciară din țară, constat că toți primarii care au fost suspendați prin ordin de prefect au fost repuși în funcție de instanțe, având în vedere modificările legislative. Aici vom lăsa timpul să decidă. Important pentru mine este să mă canalizez pe proiectele de investiții pe care le are municipiul Roman și mai puțin contează acest aspect. Iar în neam sunt două cazuri la care nu se aplică legislația, deși au fost... Da, la mine se va aplica, că eu... Na, e altceva. Da. La majoritatea întrebarea ți-a răspuns deja, de ce nu s-a realizat etapa de dezinfecție? Da. Mulțumesc. Vă rog. Ați vorbit de transportul public și de noul traseu. În legătură cu stațiile, era un proiect al dumneavoastră de amenajare a unor stații? Da, am mai primit din partea unui agent economic o solicitare pentru 4 stații de autobuz. Se află în lucru, din câte am înțeles, și urmează să fie amplasate. Și în această iarnă, în măsura în care nu avem alte activități, vom mai realiza noi, din sursele noastre și din fondurile noastre, câteva astfel de stații. Romașcanii sesizează faptul că microbuzele opresc în spații neamenajate și ar solicita primăriei ocuparea 2-3 locuri din parcările albastre pentru amenajarea unor stații, cum ar fi cea de la hotel, unde e o alveol, așa și spune, deci și în stradă, sunt mașini parcate. Nu, acolo la hotel, din câte știu eu, e marcat pentru stație de autobuz. Acum că la parchează alte mașini. Acolo nu prea e, sunt parcări albastre. Sunt marcate, eu așa știu. Voi mai verifica, dacă e cazul, vom... E panou, pe acolo... Ei vor să intre în alveolă și, adică, să nu stea în stradă, efectiv. Da, nu se stă în stradă, nu. Eu vă spun altceva. Haideți să plecăm de la premisa că municipiul Roman, din păcate, nu a mai avut transport public local. Infrastructura rutieră pentru transportul public local nu a fost gândită la traseele care sunt acum. Știu că în trecut erau doar două trasee mari și late. E drept că noi am încercat pe cât posibil să venim cât mai aproape de cetățenii municipiului Roman, pentru că, până la urmă, principiul unui transport public local este acela de a veni în zonele importante și cetățenii să vină către aceste stații de transport public local. Sunt situații unde, în marile orașe, de exemplu, poți să mergi câte 10 minute până la... sau valoarea unui imobil este dat de apropierea față de, eu știu, de o gură de metrou sau... E drept că noi abia am reintrodus acest transport public local în Roman. În momentul de față, cred eu că răspunde cât mai multor solicitări. Chiar discutam și am cerut o statistică de la operatorul de transport. În momentul de față, undeva cam 2800 de clienți zilnic are acest transport public local, ceea ce înseamnă o sumă destul de importantă. Faptul că am reușit să punem acel cap de pod la centrul comercial a generat și respectarea graficului de transport în condițiile în care nu mai avem acele sincope generate de calea ferată și în momentul de față vedeți că nemulțumirile sunt din ce în ce mai mici. Sigur că mai există și persoane nemulțumite, dar la 2800 de clienți zilnic vor mai fi 2-3 care
sau nu, care nu, poate nu... Nu, nu, dar zic așa ca idee. De asemenea, nemai având această infrastructură de transport public local, ne este greu, iarăși revenim la buget, din bugetul pe care îl avem, să asigurăm toate aceste stații de transport public local. Încetul cu încetul le vom face, tocmai de aceea am și generat acest parteneriat cu agenții economici care doresc să-și facă reclamă gratuit, să aibă posibilitatea să confecționeze aceste stații și încetul cu încetul să le mai facem și noi din fonduri proprii. Mie se sizează pe primul, adică sunt mașini care parchează și da, sunt de acord. De regulă, dacă vă uitați un pic în raportul de activitate de la poliția locală, o să vedeți acolo câte sancțiuni sunt date pentru nerespectarea distanței față de stațiile de autobuz. De asemenea, iarăși spun, șoferii nu au fost obișnuiți cu astfel de stații de autobuz, încetul cu încetul se vor obișnui. Vis-a-vis de poliția locală, pentru că ați amintit adineori, ați spus cu o lună în urmă că achiziționarea de camere, mini-camere, e în faza de licitare. Deja s-a finalizat, deja polițiștii locali poartă aceste camere de luat vederi. Pe ei au obligativitatea că atunci când, în momentul în care intră într-un contact cu cetățenii să fie activate și deja sunt operaționale și deja ați văzut că în ultimele săptămâni nu mai vorbește nimeni de vreo atitudine necorespunzătoare din partea polițiștilor locali. Ceea ce înseamnă că aceste camere, patrule, cei care au contact direct cu cetățenii, ceea ce înseamnă că și-au atins dublul scop. Pe de o parte, pentru probarea faptelor antisociale, pe de altă parte, sigur, și pentru protecția polițiștilor locali în eventualitatea unei dispute cu cetățenii. E practic o protecție reciprocă și polițiștul local trebuie să se comporte cuvincios, dar în același timp să și fie apărat cu mijloace audio-video. A fost un subiect medetezat pe rețeaua socială legată de cimitir. Domnul Mașcan spunea că se fură foarte mult. Domnul director de la locatul a răspuns cumva că e un singur om de pază în cimitir, pe lângă camerele respective, și se va încerca. Care ar fi soluțiile acolo? Păi, noi deja avem programat a instala încă 10 camere de luat vederi în cimitir. În primul rând, din punctul meu de vedere, primul pas pe care trebuie să-l facem cu toții este descurajarea cercetorii. Practic, din momentul în care vom înceta să le mai dăm sume de bani sau alimente cercetătorilor, o bună parte din acest fenomen va dispărea. Chiar discutam și iarăși fac o paralelă cu vizita aceasta, în Stockholm există o mare problemă și o întreagă dezbatere pe seama cercetătorilor români. Și, bun, e poate de multe ori fructificată și electoral discuția aceasta dusă într-o zonă electorală, dar eu am avut o întrebare la un moment dat și am zis, da, ați încercat campanii de descurajare a oferirii de bani către cercetători? Că până la urmă, dacă vreți, discutăm. Cercetători, hoți, există peste tot. Dar haideți să vedem și noi ce facem. Și cred eu că a fost perceput oarecum greșit filmulețul acela de descurajarea cercetoriei pe care eu l-am postat. Scopul este tocmai acela de a conștientiza oamenii să nu mai încurajeze cercetoria. Păi atâta timp cât noi oferim bani către cercetori, e clar că vor exista cercetori. Revenind la povestea din cimitir, eu cred că în ultimii ani cimitirul și activitatea din cimitir s-a îmbunătățit considerabil. Sigur că nu este încă perfect, dar lucrăm în paralel pe lângă investiții, lucrăm și la crearea acelui sistem informatic prin care să avem o gestiune foarte clară a tuturor mormintelor din cimitir. Vom extinde rețeaua de camere stradale, așa, de camere din cimitir. În acest an vom mai monta încă 10, anul viitor încă 10, astfel încât întregul cimitir să fie acoperit cu camere de luat vederi. Dar iarăși vă mai spun un lucru. Se fură, dar s-a făcut vreo sesizare la poliție în ceea ce privește acest furt, s-a făcut o sesizare la locatul care mai departe să poată viziona
pe camere cine a furat să fie deferit justiției, pentru că eu vreau să se înțeleagă foarte bine. E foarte frumos, sau hai să spunem, rețelele de socializare sunt foarte frumoase, dar haideți să aducem lucrurile astea la cunoștința autorităților competente, că degeaba facem o postare pe Facebook, ne dăm toți părerea acolo, dar de fapt problema e în altă parte. Și vă spun, eu vă spun ca om care lucrez în administrația publică și care am un volum de activitate foarte mare, pe lângă acțiunile și activitățile de investiții pe care trebuie să le urmăresc, proiectele care sunt în derulare și pe care trebuie să le gândesc pentru viitor, am și o activitate de reprezentare la nivelul municipiului. Eu nu pot să stau numai pe Facebook să urmăresc ceea ce se întâmplă și nici să canalizez 10 angajați din primărie să stea pe toate grupurile. Ba mai mult, am văzut că mi se dă etichetare pe anumite grupuri. Eu încerc să răspund și nu pot. Sunt blocat pe acele grupuri. Pot să mă gândesc și la altceva. Tendențios. Păi. Ultima întrebare. Urmează o sărbătoare mare pentru Moldova, pentru țară. Intenționat și în acest an să... Desigur, la fel ca în fiecare an, vom pune la dispoziție autocare care să meargă la Cuvioasa Parascheva pentru pelerinaj. În funcție de înscrieri, nu? Bineînțeles. La fel ca în fiecare an vom face înscrieri și... Nu avem un număr limitat, dar în momentul în care, în funcție de cât se înscriu, știm câte autocare vom pune la dispoziție. Cu pachetul, cum a costat? Tot ce trebuie.